Cu voia Domnului, începând de astăzi, vom începe o nouă tematică la studiu. Am intitulat-o Antiteze, pentru că pe parcursul a câtorva lecții vom pune persoane față în față, una în situație pozitivă, favorabilă, cealaltă în opoziție cu ea, într-o postură negativă. Pentru astăzi am luat două personaje, Cain și Abel, și vom trata sub ideea a fi sau a nu fi din Dumnezeu. A fi născut din Dumnezeu, a fi în credință sau a nu fi. A fi sau a nu fi poate fi o realitate sau o aparență. Spune Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetele 9 la 14, astfel. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. E vorba de Domnul Hristos. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci, Domnul Hristos a fost unicul, specialul fiu al Tatălui, dar el lucrează ca mulți să fie născuți din Dumnezeu, să fie sămânțe dumnezeiască, să fie ființe care vor exista împreună cu Dumnezeu pentru o veșnicie. Ca și referință biblică, avem textul din Genesa, capitolul 4, unde cei doi sunt descriși în paralel, fiecare cu câte o jertfă, și fiecare de asemenea este prezentat în viața privată. De aceea îi vom și lua pe fiecare din cei doi, mai întâi pe Cain și apoi pe Abel, într-o primă imagine, am numit eu, la adunare și într-o a doua, acasă și la servici, urmând a vedea viitorul fiecăruia dintre ei. Deci îl privim mai întâi pe Cain la adunare. Adunare în sensul ce avem noi, dar pentru ei însemna la un moment de jertfă. Citesc din cartea Genesa, capitolul 4, versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Deci Cain avea un loc și probabil un moment sau mai multe în care se închina, se raporta înaintea lui Dumnezeu, adică era religios. Putem să înțelegem de aici că el avea idee despre Dumnezeu, știa că trebuia să ia legătura cu el. Nu știu exact cât de multe cunoștea Cain despre împărăția lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, în ce măsură părinții lui îl familiarizaseră cu ceea ce Dumnezeu le-a spus la început, cu făgăduința dată Evei că șarpele va fi zdrobit și ei vor fi izbăviți. Dar oricum, anumite noțiuni religioase le avea. Înțeleg că el a avut o religie izvorâtă sau derivată din mediul în care a trăit. Pe aceeași pagină scrie la capitolul 3, versetul 21, că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele.
De aici rezultă în mod indirect că Dumnezeu i-a învățat principiul jertfei. La fel a adus jertfă și Abel și ceilalți, despre care se scrie în Cartea Genesei că ei chemau numele Domnului. Înseamnă că el, privind în mod formal, practica ceea ce se practica în general. Și vreau să generalizăm această idee și să observăm și din alte părți, din Vechiul și Noul Testament și chiar privind la situația de astăzi, constatând că toți oamenii sunt religioși. Nu există oameni fără religie. Este ceva în orice ființă umană care nu se poate manifesta decât prin factorul religios. Vă citesc din cartea Exod, capitolul 32, un moment în care oamenii au rupt legătura sfântă cu Dumnezeu, socotind că este absent, Moise de asemenea, moment în care i-au zis lui Aaron, citesc de la versetul 1, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Dacă Dumnezeu nu se vedea și Moise dispăruse, de ce n-au zis, ce bine, terminăm cu ideea asta de religie. Cine trebuie nou un Dumnezeu? Nu se poate fără. Oamenii când n-au, își fac. Hai, fă-ne un Dumnezeu. Aaron a înșghebat împreună cu ei acel idol. Și apoi de la versetul 5 este scris, când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Observați ideea de altar, cu sau fără Dumnezeu adevărat că e acolo? Ideea de zi specială în care oamenii se meargă la biserică? Dacă astăzi ar fi trăit Cain, ar fi avut o biserică unde se închine. Și s-ar fi dus cel puțin o dată sau de două ori pe an să aducă și el o jertfă. Cum ar fi adus-o? Exact cum se întâmplă și astăzi. Dacă noi trăim într-un mediu ortodox, se aduce în felul acesta. Ascultam recent niște cuvinte spuse de un preot care s-a convertit. El spunea că a fost învățat să țină cont de tradiția locului unde merge. Să ia cunoștință de felul în care oamenii își exprimă religiozitatea în satul respectiv și să se încadreze. Și extinzând situația, ajungem la concluzia că și noi, familiile de credincioși care ne ținem de o relație mai profundă, mai serioasă, mai permanentă cu Dumnezeu, putem să avem din copiii noștri sau din cei care, din diverse motive, sunt împreună cu noi, oameni care se închină potrivit cu felul locului și li se pare anormal să facă excepție și să nu fie și ei religioși dacă așa este religia acolo. Cain a practicat și el în virtutea ceea ce a moștenit de la Adam și la Eva. Așa se făcea, așa a făcut și el. Voi citi acum din Scriptură, din cartea Deuteronom, capitolul 25, pentru a vedea că și alte popoare, și nu e o noutate, aveau fiecare religia lor și închinarea lor. Versetul 2. Ele, vorba de fetele lui Moab, au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor. Și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Deci își practicau și ei, sau ele, credința ce aveau. Și mai adaug și din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, capitolul 19, unde întâlnim oameni mai aproape de vremea noastră, din timpul Imperiului Roman, e vorba de Efes, Asia Mică. Citez de la versetul 27, să vedeți cât de mult țineau ei la religie. Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul mare zeiței Diana este socotit ca o nimică și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită.
Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana Efesenilor! Și 2 ore, așa a fost refrenul. Așa e acum în Europa. Oamenii nu sunt religioși profund, dar sunt religioși. S-a dovedit când a murit suveranul pontif. Și când a fost reales un alt papă, în toată Europa, scandalul, avem din nou papă. Li se părea că e anormal să n-aibă și ei, măcar că n-au treabă cu el, nici nu-l ascultă. Nici nu merg regulat la biserică, fie una catolică. Dar li se pare că e ceva anormal să n-aibă religie. Sunt unii care aproape n-au nicio relație cu biserica. Dar totuși ei se adună și dau cel puțin o notă culturală. Sau fac un anumit fest sau o altă lucrare, un teatru, un carnaval, ceva, le trebuie. Omul este religios, însăși formația sa. Și Cain a fost religios. Și dacă l-ai fi întâlnit pe Cain în ziua când a adus slujbă, să-l întrebi ce faci, când s-o fi întors înapoi, fi spus: sunt izbăvit, mi-am adus jertfă. Și aparent omul se stâmpără. Sau cel puțin socotește că este și el în norme ca ceilalți. Trecem la o a doua idee, să-l vedem pe Cain acasă și la servici. El era privat, am să putea spune, era tot timpul la ferma lui. Dar am zis așa pentru situația generală. Revin la cartea Genesa, capitolul 4. Și citesc de la versetul 5 la 9. Dar spre Cain și spre jertfa lui, Domnul n-a primit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu s-o stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? De aici rezidă că în interiorul lui era marcat de stări demonice, ură, invidie, ranchiună, cum ați vrea să-i ziceți. Și aceste stări nu s-au sesizat de la început. El avea o mască religioasă. Dar nici după ce a comis o faptă mai oribilă, o crimă, tot n-a fost gata să recunoască. Și s-a scuzat în fața lui Dumnezeu. Vedeți cum evidența stărilor rele din interior cu vremea a dat și afară? Dumnezeu a sesizat răul dinăuntru. L-a abordat pe Cain și i-a spus: eu nu pot să primesc slujba ta, îmi pare rău. Când mă uit la tine și la felul în care tu vrei să slujești sau cel puțin așa pozezi, eu nu pot să te accept. Este un rău pe care tu nu-l controlezi. De ce te-ai mâniat? Dragii mei, trebuie să ne luăm analize de religiozitate, nu din slujba de la biserică. Ea se face cum se face în zona din care suntem sau în biserica la care umblăm. Analizele de religie se iau dinăuntru. Nu duminică dimineața. Așa, prin sondaj, marți după masă, vineri dimineață. Te-ai mâniat? Ai stări vinovate, ură, răutate? De ce? Vezi că aceste stări vor ieși într-o zi afară. Spunea Mântuitorul, și vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura, adică slujește. Cântă, vorbește de Dumnezeu și mă cinstește cu buzele. Dar inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis:
Ascultați și înțelegeți. Și citesc acum de la versetul 19. Căci din inimă ies gândurile rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Din inimă ies. Adică există oameni care slujesc lui Dumnezeu în mod formal, dar pe care religia n-a reușit să-i schimbe. Și se constată că au stări în interior, de la ură până la curvie. Stări care sub presiunea unor supărări sau unor situații mai grele de ispită dau afară. La oamenii aceștia te poți aștepta într-o zi să vezi păcate grave. Să-i vezi în vinovății pe care ulterior nici măcar să nu le recunoască. Pentru că ei nu sunt aceiași în imagine exterioară, măcar că sunt aceiași cei de la biserică, prin felul în care își aduc jertfa și apoi în felul în care trăiesc. Tot pentru exemplificarea acestor categorii de oameni citesc și din Iacov capitolul 3. De la versetul 11. Oare din aceeași vână izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate ori un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră, nu ce reușim noi să controlăm și să zicem pacea Domnului și după ce pleacă, nu că vorbim cu cineva, dar poate ne vin o avalanșă de gânduri și poate le primim și poate ne-a obișnuit să alimentăm aceste stări. Dacă în inima voastră aveți duc de ceartă, nu vă lăudați cu asemenea stare sau cu pisma amară și nu vă mințiți. În primul rând, nu vă înșelați pe voi înșivă. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Deci te poți aștepta să apară multe și multe păcate. Și mă adaug din Iuda, în aceeași idee, ultima epistolă, versetul 11, unde este vorba chiar de Cain, și 16 și 19. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain. 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorba trufă și slăvesc pe oameni pentru câștig. Și 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii, care n-au Duhul. Deci, vreau să înțelegeți că felul în care tratăm lecția în seara aceasta nu ne dă loc la o stare intermediară. Asta ne obligă ceea ce spunea Dumnezeu către Laodicea, ori rece, ori în clocot, a fi sau a nu fi din Dumnezeu. Deci nu mai lasă loc ceva de genul cum se răspunde, ești pocăit? Mă silesc, frate, dar te ții de pocăit? Noi trăim pe pământ, toți oamenii au scăpări. Se întâmplă așa. Dar dacă o viață întreagă tot așa se întâmplă, atunci se naște întrebarea, ești sau nu ești din Dumnezeu? Că a avut și Petru o scăpare. Și a revenit, a plâns cu amar. Au greșit și alții. Dar n-au trăit o viață într-o asemenea stare. Confuză. Deci Cain era omul marcat înăuntru lui de stări rele, vinovate, care ieșau în evidență în unele zile. Vreau să privim la viitorul lui. Revin la cartea Genesa, capitolul 4, de la versetul 11. Sunt cuvintele adresate lui direct de Dumnezeu. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău.
Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Iar în versetele următoare este notat într-un final că el a ajuns să fie ucis de unul din urmașii săi. Așadar, o viață fără pace, fără binecuvântare, fără bătrânețe și fără o veșnicie cu Dumnezeu, că nu era din Dumnezeu, deși în versetul 1 este scris și a declarat Eva la nașterea lui: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Dar între timp a fost sedus de Satana și a rămas fără Dumnezeu și fără un viitor binecuvântat. Generalizând, citesc din 1 Ioan capitolul 3, unde este scris despre același Cain și despre alții care din nefericire pot să împărtășească soarta. 1 Ioan 3, pagina 1200, de la versetul 14. Noi știm că a trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică, rămânând în el, adică nu rămâne că nu-i din Dumnezeu. Dacă ar fi din Dumnezeu, ar iubi. Dumnezeu este dragoste. Dacă ar fi din Dumnezeu, vom vedea noi mai evident în cazul lui Abel, n-ar fi marcat toată viața de aceste stări firești. Că dovada că cineva este din Dumnezeu nu-i religia. Religia au toți. Ce este dovada că cineva din Dumnezeu? Să observăm analizându-l pe Abel. Din nou vom privi, ca și în cazul lui Cain, Abel la adunare. Și vreau să ne gândim efectiv, făcând o paralelă foarte sinceră, între cum se comporta Abel atunci când se prezenta înaintea Domnului și cum ne prezentăm noi. Genesa, capitolul 4, versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Felul în care slujea Abel a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și se observă că el a adus altceva jertfă, nu ce a adus fratele său Cain. Cain a dat doar din roadele pământului. Adică și-a dat și el într-o ultimă instanță cotizația către Dumnezeu. Abel a jertfit totul la superlativ, întâi născut și din grăsime. Adică Abel a avut altă înțelegere a ceea ce este Dumnezeu. Chiar felul în care ne prezentăm la biserică ne dovedește dacă suntem sau nu suntem din Dumnezeu. Adică dacă știm cine e Dumnezeu sau venim înaintea lui așa de mântuială, de apucate. Când se prezintă un om înaintea lui Dumnezeu, și viața spirituală nu trebuie să devină o rutină niciodată. Eu nu cred că Abel a adus jertfă în felul acesta numai o dată și reșii îl aducea așa cum putea. A adus-o ca pentru Domnul. Dacă Biblia spune și când mâncăm sau când facem o altă activitate cotidiană sau necesară vieții, să o facem ca pentru Domnul, cum trebuie să facem slujba atunci? Când corintenii luau cina Domnului în chip nevrednic, mâncau, sătura, unul era beat, altul era flămând. I-a mustrat Pavel și a zis: voi nu înțelegeți că deși nu ne închinăm ca la un templu, atunci când avem părtășie, este o situație cu atât mai sacră. Deci felul în care te prezinți la biserică, cu jertfa ta, cu viața ta, dar cu cântarea ta, cu cuvântul tău, cu rugăciunea ta, cu banii tăi, cu tot ceea ce tu te închini înaintea lui Dumnezeu, te arată de fapt dacă ești sau nu ești din Dumnezeu. Un slab exemplu, zic eu, nu-i suficient, dar cât de cât. Dacă cineva ține la o firmă
Sau dacă cineva este un bun patriot, pune inimă în ceea ce face. Dar dacă nu îl interesează, vine, s-ar bucura să plece, nu îl interesează ce calitate iese de acolo, dacă țara este păzită sau dacă se întâmplă altceva cu ea, este la fel de simplu pentru el să renunțe la cetățenie, cu atât mai mult pentru casa lui Dumnezeu. Oare suntem conștienți că și chiar marți seara sau vineri seara, cum este slujba la noi, felul în care ne raportăm aici înaintea lui Dumnezeu, este notat în fața lui în cer. Dumnezeu se uite la noi de fiecare dată, la fiecare pe rând. Va privi cu plăcere la ceea ce eu fac? La felul în care te prezinți la repetiții. La felul în care te rogi. Îi dai cele din tâi? Sau îi dai second, ce rămâne? Cum a zis acel copilaș, mă aud și ei, nu? Când mămica i-a dat 2 lei, unul pentru domnul, pentru colectă și celălalt pentru înghețată. Fugind, a scăpat unul dintre ei, printre pietrele de pe drum. Nu l-a mai găsit, nu l-a putut scoate. S-a întors acasă și a raportat, cel puțin a fost sincer, că nici atâta n-a dovedit. Mami, leul pentru domnul s-a dus. N-a mai rămas decât cel pentru înghețată. Evident, pentru un copil am socotit că e normal, nu? Sunt și copii de excepție, dar pentru un om mare, care știe cine e Dumnezeu, dacă nevestei noastre sau soțului, raportându-vă invers, nu ne permitem așa să-i spunem într-o zi, ai dus scos din dulap un costum de haine și fonați, uite, dragă, îmbracă-l. Te vei uita la așa, vă spune... Da, așa vrei să mă prezint împreună cu tine? Deci, vedeți, dacă în raporturile dintre noi, dintre oameni, descalificăm o autoritate sau un partener în fața căruia nu ne poziționăm corect, de aceea spune în Maleahii 1, mi-aduceți mie, zice Domnul, vite betege, du-le la dregător să vezi, ți le primește? Dacă nici de un dar nu-s bune, să le duci la oficialitate locală, sunt bune în fața unui Dumnezeu? Nu știu exact cum o fi ales cai în roadele pământului. Fi spus la sluși, asta e pentru Domnul, las. Nu știu cum. Dar eu cred că Abel s-a uitat peste turmă. Se gândea la Dumnezeu. Și ce-i scris în Geneza 4 în adevăr 100%. Ce a fost mai frumos a fost pentru Domnul. Care a fost mai gras să ardă cât mai puternic și să se înalțe pentru Dumnezeu un fum și să curgă sânge. Și toate astea în înțelegere, cred, pentru păcatul lui, pentru credința lui în ceea ce trebuia să fie Hristosul. Vedeți? Totuși a fost o diferență chiar la adunare între Cain și Abel. Mergeau amândoi, dar se diferențiau. Vreau să generalizez și să vă citesc din Iosua, capitolul 14, despre Caleb, un alt om care s-a raportat la Dumnezeu cu o altfel de inimă, nu ca ceilalți. Versetele 6 la 9. Știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie. Pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Toți au iscodit. Dar Caleb și Iosua au fost călăuziți de un alt duh. Ei au privit altfel spre Dumnezeu ca ceilalți. Și mă amintesc din Noul Testament, încă un caz, Filipeni capitolul 2, e vorba de Timotei.
Erau și atunci mulți tineri, dar erau diferențe între ei. Iată cum se raporta acest tânăr la slujba care o făcea. Filipeni 2:20-22. Căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să îngrijească în adevăr de starea voastră. Cei drept tot umblă după folosele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Cred că Timotei punea inima la tot ce făcea. Raportându-ne la situația de astăzi, ești învățător la copii? Atunci, fă de fiecare zi de sâmbătă un moment special. Fă din fiecare lucrare ce o faci, din fiecare misiune la care ești chemat sau slujire în plan local, fă un moment special pentru Domnul. Domnul să ne ajute. Cred că slujbele făcute de oameni în felul acesta vor da o notă de spiritualitate care ne va califica în cer, dar și aici se va vedea. Se vede cine o face cu toată inima, la superlativ, ca pentru Domnul. Vreau să observăm acum pe Abel acasă și la servici. Din Genesa capitolul 4, vă rețin doar ceea ce am citit din versetul 8. Fratele său Abel a zis, vino să ieșim la câmp. Și se vede că Abel a ieșit. Nu știu ce l-o fi rugat Cain să-l ajute. Sau doar să iasă cu el, să vadă ceva, nu știm. Dar l-a ascultat. Este o notă bună. Dar avem încă alte detalii spuse în Scriptură, în 1 Ioan, capitolul 3. Despre faptele lui. Căci nu degeaba Dumnezeu a privit cu plăcere spre el. Citesc de la versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Am citat de aici pentru că în Evrei 11:4 este scris că felul în care a adus jertfă, credința i-a fost socotită ca îndreptățire, ca neprihănire, dar aici scrie clar că a avut și fapte neprihănite. Nu le știm. Dar avem asigurarea spusă de Pavel că faptele care nu sunt cunoscute nu vor rămâne ascunse. Și Solomon zicea, Dumnezeu vă ajută, totul a judecat și ascuns și cei pe față. Nici faptele noastre nu sunt cunoscute toate. Știm noi unii de alții, hai să zici că într-un sat se știe cam ce face unul și altul, mă aud vecinii, se mai desfășoară mult prin grădină, dar la oraș nu prea se știe ce fac unii raportat la ceea ce cunosc alții. Dar Dumnezeu știe și știm și noi că ne osândește inima sau nu. Ce trăiri avem peste săptămână? De fapt, acum am ajuns la miezul studiului nostru. Cum poți să verifici dacă ești sau nu ești din Dumnezeu? Dacă religia care o practici este primită de Dumnezeu sau te duci la biserică degeaba? Dacă Dumnezeu îți primește închinarea și slujirea ce o faci? Sau într-o zi te vei trezi înșelat și ți se va spune ca la cei din Luca 13, eu nu vă cunosc. Doamne, la noi predici, noi am fost în auditor. Alții vor spune ca după Matei 7. Noi am fost implicați în diferite acte de slujire. Am avut rezultate. Voi lucrați fără de lege. Nici slujba nu vă este de calitate, dar în mod special viața voastră suferă. Trăirea voastră are carențe majore. Aveți probleme cu pocăința în interior, iar uneori se manifestă și în afară. Adică, dacă
Nu putem trăi pocăința. Înseamnă că trebuie să ne schimbăm felul în care ne practicăm religia. Dacă peste săptămână nu poți fi pocăit, începe și modifică problema de duminică. Nu mai te lăsa ca un fariseu. Că dacă neprihănirea de peste săptămână nu va întrece, te lauzi degeaba sau mă înșel singur. Aici trebuie făcută modificarea. Cum se spune și pe bună dreptate, dacă nu te-a schimbat religia, schimbă-o tu. Să nu înseamnă neapărat să te duci la altă biserică sau la altă denominație. Ești tot același, numai că te duci la altă biserică pe altă stradă. Dacă felul în care te rogi, felul în care îl concepe Dumnezeu, felul în care îi slujești, nu reușești să schimbe viața de peste săptămână, înseamnă că trebuie să o iei de la capăt, să faci o schimbare. Ce folos ar fi avut Cain să mă aducă jertfe mai departe? Că se întâmplă asta în general. Că nu despre fiecare scrie Dumnezeu, se uită la ei și spune, a, de tine nu-mi place. Asta trebuie să ne verificăm noi, cu ajutorul Scripturilor. Ei nu aveau Scriptură, aveau doar câteva noțiuni orale despre Dumnezeu. Aici trebuie făcută modificare. Oprește-te din felul tău de slujire și vezi ce trebuie să modifici. De aceea a spus Domnul Hristos în Matei 5, dacă te duci cu darul la altar și tu ai probleme, nu mai continua cu astfel de slujire, nu ți este de niciun folos. Du-te, rezolvă-ți problema. Încearcă să schimbi ceva în viață. Asta spunea Ioan Botezătorul. Deci nu încercați să schimbați lucrurile doar așa, botezându-vă și relansându-vă pe o altă orbită religioasă. Faceți fapte vrednice de pocăință. Dar pentru asta trebuie modificat ceva substanțial în viața religioasă. Adică, să fiu mai concret, dacă vezi că n-ai rezultate și n-ai fapte bune și tot ai ură și răutate, nu te ruga mai departe așa mecanic cum te-ai rugat până acum. Dimineața când te scoli, spui, Doamne, eu nu mă duc mai departe până când nu se rezolvă problema asta. Eu am probleme la ură și subiectul acesta trebuie să intre în permanența rugăciunilor tale. Și trebuie să cauți în Scripturi să vezi ce se întâmplă de nu te poți drege la punctul acesta. Trebuie să cauți un om să discuți cu el. Când mergi la slujbă trebuie să fii atent. Măi, la capitolul acesta sunt falimentar. Aici trebuie să se schimbe ceva. Noi la biserică avem o parte teoretică și una practică acasă. Întotdeauna când în practică nu ți iese pasența, trebuie din nou să reiei cartea, să vezi ce cote n-ai respectat, ce tehnici n-au fost operaționate corect. Pentru că aici în 1 Ioan capitolul 3, și cu aceasta generalizez ceea ce vreau să învățăm, apare un pasaj care adesea ori constituie o întrebare. Cum se explică acest text? El se explică bine. Dar apare diferența dintre felul în care se înțelege textul și ceea ce se întâmplă pe teren. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 6. Oricine rămâne în el, adică în Dumnezeu, asta studiem noi în seara asta, ești sau nu ești în Dumnezeu? Nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Adică nici atunci când face slujbă, el de fapt nu se întâlnește cu Dumnezeu. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Deci nimeni să nu se înșele nici măcar crezând că dacă face milostenie, nimeni să nu se înșele că, dar eu vorbesc în alte limbi, eu profețesc, nimeni să nu se înșele. A fi sau a nu fi din Dumnezeu înseamnă a trăi fără păcat sau a trăi în păcat. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, după cum el însuși este neprihănit. Adică nu poți fi din Dumnezeu care e neprihănit și tu să nu fii neprihănit. Nu poți fi altoit într-o viță și tu să aduci spin, nu se poate. Cine păcătuiește este de la diavolul, dur de tot. Căci diavolul păcătuiește de la început, de aceea
Cain păcătuia, că era de la diavol, adică diavolul stătea la ușă și el n-a stăpânit păcatul, a năvălit în casă, adică în ființa lui, și l-a controlat, pornind din interior până la manifestările cele mai grave. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Deci cuvântul acesta n-are scopul să ne acuze. Are scopul doar să ne avizeze, să ne trezească și să chemăm pe Domnul care a venit să nimicească lucrările întunericului și să ne sfințească. Să ne dea harul și posibilitatea să trăim o viață nouă. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toată ziua ne plângem, sau toată ziua, în general, se aud cuvinte, a scăzut spiritualitate. Dar nu trebuie să căutăm cât tare a scăzut în alții. Tu pune termometrul sub coapsa, sub brațul tău. Măsoară-ți spiritualitatea din inima ta, nu dintre altora. Scrie apoi în versetul 9, care este cuvântul cheie. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Adică, cine îl ascultă pe Dumnezeu, că asta înseamnă să rămână sămânța lui în noi, să rămână cuvântul și să aibă răsunet. Cine este în legătură cu Dumnezeu, n-are cum să păcătuiască. Imaginați-vă că într-o zi am umblat nu cu Dumnezeu, măcar numai cu un înger. Și îngerul acesta să ne spună, fii atent, că la următoarea stație tramvai o să urci un fost coleg de-a tău care o să te ispitească să vorbiți de un alt coleg. Fii atent, că mai încolo este o reclamă vinovată și vei fi ispitit să te uiți insistent. Și diavolul va lega imaginea aceasta cu niște vorbe ce le-a spus unul care te-a întâlnit ieri. Imediat te-a uitat în partea cealaltă liniștit și să zic că îngerul ți-ar spune, auzi, îți propune un subiect să te gândești, este un om necăjit sau care trece prin necaz, n-ai vrea să te rogi pentru el? Deci și dacă numai un înger ar fi lângă noi să ne sfătuiască așa, să ne dădăcească într-una, așa e că ar merge treaba bună. Am fi mai convins, mai atenți. Dar ai lăsat Duhul lui Dumnezeu să ne sfătuiască. Dar ai lăsat cuvântul în mintea noastră și trebuie doar să răsune. De aceea spuneam că dacă n-ai biruință pe teren, trebuie să-ți reverifici viața ta spirituală. Ce ai citit în Biblie azi dimineață? Ce ai citit în Biblie aseară? N-a fost un sfat? Rămâi în ce ai citit. Și astăzi nu vei păcătui. Dacă te decuplezi de la sursa divină, ești om în carne și oase, fire păcătoasă. Păcătuiești sub ispită și cu vreme, dacă nu ești atent, păcătuiești de la sine. Cine rămâne în Dumnezeu, dar asta nu înseamnă cine s-a întâlnit odată cu Dumnezeu, nu mai păcătuiește. Nu, 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 cine rămâne într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, omul acesta nu păcătuiește. Domnul Iisus a trăit o viață de strânsă legătură cu Tatăl. Multă rugăciune, ascultare de cuvânt, a fost ispitit, a răspuns pe baza cuvântului și astfel n-a păcătuit. Când a avut o problemă mai grea, a stat mai mult în rugăciune, a tăcut. Astea sunt sfaturile Bibliei. Păi nu păcătuiești în felul acesta. Uneori, când știm că trebuie să ne întâlnim cu o persoană mai ispitită, de exemplu, care te provoacă, așa e că dacă te-a avizat cineva sau nu, dar dacă tu te pui în gardă, ești mai atent și nu păcătuiești? Dar dacă nu bași de seamă și te rupi de Dumnezeu, dacă nu-ți faci slujba în mod conștiincios, vei cădea. Aici este secretul pocăinței. Mi este dat să fac o mică confesiune aici. La noi în comună, primii care s-au pocăit au fost bunicii părinții tatălui meu. Și alături de ei și părinții mei și încă câțiva din rudenile lor. La vreo 5-6 ani după ce s-au pocăit, a venit un curent de la Martorii lui Jehova și i-a înduplecat, că în anul
aproximativ 70 se termină lumea și că alta e credința bună și părinții mei și alții nu s-au mai dus la biserică. Făceau doar studiu cu martorii, știți că ei sunt tare cu întrebările și cu răspunsurile lor. Venite, zic ei, de la martorul credincios din Statele Unite. Singurii care au rămas au fost bunicii aceia, părinții tatălui meu. După vreo 3 ani, n-au ajuns să se boteze la martor, nu s-au pierdut decât 2 din peste 10, s-au întors ceilalți înapoi, dar singurii care au rămas au fost bunicii tatălui meu. După ce am crescut mai mare, m-am întrebat și chiar m-am frământat, Doamne, de ce aceștia au rămas și și-au dus pocăința până la bătrânețe? De ce ceilalți au căzut? De ce bunicul a putut să fie un om evlavios și mi-amintesc cu drag de el? Cea mai gravă vorbă la el era, no, pace bună. Și mai mult nu-l putea face să se certe. Și am înțeles că felul în care și-au dus ei viața de biserică și viața spirituală i-a ajutat. Mi-amintesc, mergeam la ei cu plăcere. În fiecare zi bunicul și bunica citeau din Biblie, în fiecare zi cântau. Deși locuiau la mulți kilometri departe de biserică, cel puțin unul, dacă trebuia să stea la gospodărie, mergea la biserică. Deci, pe ei a ținut felul în care se închinau lui Dumnezeu. Ceilalți nu se mai rugau. Țin minte că au venit niște frați la bunicii mei să cerceteze și tata și ceilalți au stat în picioare, nici nu s-au rugat. Cum să poți duce o viață de neprihănire dacă nu ești într-o bună relație cu Domnul? Dacă rugăciunea ta, dacă felul în care te închini, băi, unul așa de rutină, sau lipsește, se poate? Numai cu cele din tâi roade nu-ți duci tu, numai cu roadele pământului nu-ți duci tu pocăința. Ia adu-tu Domnului cele din tâi, din toată turma ta, din timpul tău, din inima ta și o să vezi că alte pocăința ta. O să vezi că vei reuși să faci fapte sfinte. Vei vedea că vei scăpa de ură. Va trebui să te lupți, probabil. Dar te lupți. Vei căuta acele cântări despre iubire. Te vei mărturisi și vei lupta în domeniul acela. Și vei vedea că este biruință. Doamne, ajută-ne! Citesc tot în ideea aceasta din 2 Timotei, capitolul 3. Unde sunt descriși în paralel cele două stiluri de oameni. Citesc de la versetul 2. Oamenii vor fi viitori de sine, de bani. Dar observați ce scrie în versetul 5. Având o formă de evlavie. Deci au un factor religios în viața lor, dar e doar așa, o anumită proporție. Dar viața lor e stricată. Sunt fără dragoste firească, neînfrânați. Iată ce scrie mai departe despre unul dintre ei. Sunt chiar curvari unii, se vâră prin case, fac stricăciuni mai mari, dezbină familii. Dar urmăriți acum de la versetul 10, un alt Abel. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea, hotărârea, credința, răbdarea, dragostea, suferințele. Versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, de la o mamă și o bunică credincioasă. Și mai adaug din epistolele lui Ioan, a doua și a treia, despre alții și alții care reușeau să trăiască în adevăr și în neprihănire. 2 Ioan, versetul 4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-a scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Uitați-vă și în capitolul 3, de la versetul 3. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Dar și aici este un Diotref, care era un stil Cain. Nu doar că participa la slujbă, el o prezida, dar ura pe frați. Nu avea spiritualitate deloc în viața lui. Care a fost viitorul lui Abel? Poate vor zice unii, a murit repede. Da, a murit repede, dar a fost primul om cu raiul asigurat. Și spune Scriptura că mărturia lui vorbește de 6.000 de ani. Nimeni altul n-a fost atât de longeviv ca exemplu, ca și Abel. Toate generațiile l-au avut ca model. Faptele lui vorbesc. Nu știu dacă nu cumva a realizat mai mult ca și cum ar fi trăit prin ceea ce el a făcut. Gândiți-vă la toată veșnicia în care Abel va avea un loc de cinste. L-am putea numi primul martir. A suferit pentru credința lui, că cel firesc de la biserică a prigonit pe cel duhovnicesc și l-a ucis. Dragii mei, asta e teza fundamentală, dacă vreți, a scrierilor lui Ioan. A fi sau nu fi din Dumnezeu, de asta s-a ocupat el și în Evanghelie și în Epistole. Vă citesc și din Ioan 8. Și aș vrea ca asta să aibă un răsunet puternic în viața noastră. Ioan 8, urmăriți-mă de la versetul 41 la 47. Voi faceți faptele tatălui vostru. Deci a cui fiu ești, se vede după fapte. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru ce nu puteți asculta cuvântul meu? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu, de aceea nu înțelegeți. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș, nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci el este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă am spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Observați cum Cain a fost imposibil de a fi modelat de Dumnezeu. Nu l-a abordat Dumnezeu. Chiar în timp ce citeam în seara aceasta la studiul din Genesa, m-am gândit câtă intervenție dumnezeiască. Nu i-a primit slujba, dar l-a apelat. Cain, cu tine e problemă. La care dintre noi nu ne-a vorbit Dumnezeu? În care minte și conștiință n-au răsunat cuvintele Scripturilor? Care n-a avut niciun vis, niciun mesaj profetic? La care nu i s-a adresat predica niciodată? Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Deci cine nu-i din Dumnezeu, are fapte rele și chiar când vrei să-l schimbi, Dumnezeu prin noi, nu se schimbă, se încăpățânează, se împotrivește, n-accept, nu recunoaște. Cine se luptă are șanse să fie schimbat, dragii mei. Nu cumva să păcălească diavolul pe vreunul să spună, după cuvântul din ziua aceasta, eu care am avut stări vinovate, înseamnă că nu sunt din Dumnezeu și n-am nicio șansă. Chiar faptul că te simți înseamnă că este viață în tine și Dumnezeu vrea să te schimbe. Dacă i-a vorbit lui Cain, Dumnezeu poate să prelucreze oameni. Dar dacă te împotrivești, dacă nu recunoști, nu se poate să se schimbe nimic. Și revin la 1 Ioan, că v-am spus că aceasta este teza, am numit-o eu, fundamentală a lui Ioan, a fi sau nu fi din Dumnezeu. Citesc de la capitolul 4 cu 6, unde este reluat ce am citit din Evanghelie într-un prim verset și apoi alte detalii. Noi însă suntem din Dumnezeu.
Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Nu vreau să tratăm cazul Cain doar generalizându-l fără să ne rămână clar că la Cain problema de fond a fost ura. Ura și minciuna. Sunt alături de alte stări, rădăcini ale răului. Să ne luptăm cu aceste lucruri care ies din interior. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci dacă nu te poate convinge Dumnezeu cu exemplul său să iubești, ce să-ți mai facă? Noi am învățat iubirea de la Dumnezeu. Ne-a iubit când eram încă păcătoși, a murit pentru noi. Dacă nu-ți poți iubi nevasta și copiii sau părinții sau colegii, că-ți răi, tu nu l-ai citit pe Dumnezeu încă. Nu încerci să-L imiți. Asta înseamnă să fii născut din Dumnezeu. Sămânța Lui, aceea de iubire, să rămână în tine și să te macine. Nici lui Dumnezeu nu este indiferent păcatul, dar îl rabdă. Îl tolerează, că și noi trebuie să-L tolerăm numai până la judecată. Nu te pune nimeni să suferi păcatul o veșnicie. Fii liniștit, până mori și gata. Citesc mai departe. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și apoi, de la versetul 11, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie, e un imperativ, deci nu se ia în calcul că merită sau că nu merită. Dacă ar fi socotit Dumnezeu așa, nu mântuia nici pe unul, nici pe unul. Eu efectiv în ultimele zile, gândindu-mă și frământându-mă cu mai multe lucruri, mi-am dat seama mai mult, zic eu, ca până acum, câtă iubire și îndurare și răbdare are Dumnezeu. Noi ca oameni învățăm uneori mai greu să iertăm și să iubim după aceea. Însă Dumnezeu, când cineva se întoarce la El, îl iubește total, îl iartă. L-a iubit și înainte, că de aceea l-așteaptă. Și îi place de ființele care cândva l-au înjurat, i-au făcut rău. Și lucrul acesta ne învață și pe noi. De fapt, asta e natura nouă, dragostea. Și când ajungi la dragoste, să iubești și luni și marți, și când vii sâmbătă, duminică la biserică, să-ți fie dragi frații de tot. Și aici o să mai înveți încă o dată iubirea de frați și o să încep lunea viitoare cu dragoste de oameni. Și o să urci în aceste stări de iubire, de neprihănire. Citeți mai departe. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El. Și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul Lumii. Și îl mărturisim și noi am cunoscut și am crezut dragostea aceasta care o are Dumnezeu față de noi. Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și închei cu capitolul 5, versetele 18 la 20. Toate trei încep cu expresia știm. Ar trebui și noi să știm. Asta studiam aproape de o oră. Știm? Că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și asta trebuie să o știm de acum toată viața. Și cel născut din Dumnezeu, adică Domnul Hristos, îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Ce taină! Domnul Hristos ne păzește și diavolul nu se atinge de noi și nu ne poate face să păcătuim câtă vreme stăm în ascultare ca Domnul Iisus. El este mijlocitorul nostru și învățătorul nostru, îl copiem pe El. El ne păzește, stă ca o mare preot, are milă de slăbiciune noastre și te ajută. Dacă vei merge într-o zi și vei spune, Doamne Iisuse, am vrut astăzi să te copiez, dar când colo, m-am supărat iarăși și l-am jignit, ce să fac?
Domnul nu-ți va spune, am văzut și eu că nu poți, eu lași mă ușurel și te duci așa. Și vedem noi cum facem la gata, încerc să te mântuiesc. Nu. Dumnezeu nu te ține așa încurcat. Îți va spune, Domnul, te-am văzut. Ți-ar putea spune, și eu am fost ispitit, sunt atâtea situații care nu scrise în Scriptură. Ca tine am fost ispitit. M-am rugat, am ascultat de Tatăl, încearcă mâine dimineață. Dar ascultă-mă și stai aproape de mine. Și mâine după masă vei putea să mărturisești, să spui, Doamne, astăzi la serviciu am fost mai biruitor ca ieri. Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cer rău. Deci să nu ne așteptăm, dacă noi ne-am pocăit, gata, și ceilalți să fie buni. Dragii mei, noi suntem din Dumnezeu, ei din nefericire, alții încă nu sunt. Tragem nădejde să fie. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit să ne dea pricepere, să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și dacă suntem din El, vom fi cu El o veșnicie. Va fi frumos de tot, de tot, de tot. Doamne, ajută-ne să ne luptăm și astfel să putem trăi o viață nouă și sfântă. Amin.